Se luptă Blănuță cu Mutombo. Îl întoarce Blănuță, centrează și este gol. Canea, forcing-ul de final de repriză al Craiovei dă rezultate. 1-0 pentru FCU. Înscrie Canea. Dar ce treabă excepțională a făcut acolo Blănuță. Câte bine s-a descurcat pe lângă Mutombo, îi pasează lui Canea, care marchează al patrulea gol al său de când a venit de la Farul. Și pentru Canea și pentru Craiova a fost o schimbare inspirată. Pentru Canea, care punctase ultima oară în derbiul local cu CS Universitatea din decembrie, pe care FCU l-a câștigat cu scorul de 2-0. Oricum însă, cea mai bună acțiune a lui Blănuță de când a venit de la Pescara în fotbalul nostru. Nu credeam capabil de o asemenea acțiune consistentă. Trebuie să spun că